Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord, învărsător, etalare pentru octombrie 2020. După cum vedeți, am primit deja mesajele de la înger pentru voi. Dragii mei, fiți în prezent și visați la viitor. Aveți numărul 40, 49 poate să vă spună ceva. Când visăm, totul este posibil. Da, este frumos să vă proiectați, să începeți să vă creați lumea în care doriți să trăiți, pentru că avem această putere de manifestare, mai ales că acțiunile vorbesc puternică și puternic. Și, da, zice, exprimați-vă dragostea prin acțiuni, dar nu ne referim doar la dragoste. Ne referim și la universul și lumea în care vrem să trăim, că tot sunteți vizionari, suntem vizionari, cei cu marcaj învărsător în mod special. Uranus, reprezentantul vostru, reprezintă cel care transformă și, bine, în spine, reprezintă foarte multe. Dar mai presus de toate vreau să vă aduc aminte, să vă atrag atenția că va intra Saturn în casa voastră, a vărsătorilor, am și eu pe aici ceva planete, și va restructura anumite aspecte din viața voastră. În acest motiv, vi se zice, fiți în prezent, pregătiți-vă, visați la acest viitor, pregătiți-vă și în funcție de cum visați și cum acționați, cu ajutorul lui Saturn, vă puteți reconstrui o lume mai bună. Altfel, oricum, multe transformări se vor întâmpla. În spate aveți șablone relaționale. Probabil unii dintre voi sunteți în relații karmice și acolo trebuie să demonstrați ceva, eventual să transformați, că tu vorbeam de transformare, și nu uitați că sunteți fără limită, da? Într-un fel sau altul, același lucru l-am spus în ce privește manifestarea, în funcție de ce visăm și cum acționăm, dovedim că suntem fără limită în construcția viitoare pe care, eu știu, în care vrem să trăim. Din seria cealaltă de cărți, ați primit pelerina sau cam așa, pelerina, așa o traduc eu. E o situație destul de umbroasă, pe care nu o înțelegeți, o relație, mai ales dacă e karmică, am vorbit de relații karmice, în care nu pot să zic că aveți prea mult soare, dar totuși există cineva la distanță care vă trimite unde de lumină. Așa simt că acest personaj de la distanță vă trimite unde de lumină. Numărul 18, numărul 9, e distant shores, dar și noi, casa noua spiritualității. La drum, peste hotare, cineva vă trimite, se gândește la voi frumos, aveți pe cineva peste hotare care se gândește frumos. Și voi aici, da, parcă priviți către această lumină și personajul la fel, oarecum. Mai aveți gardianul familiei voastre sufletești, să sperăm, pentru că este și o erupție de lumină, tot așa, peste ape, across the waters. Între voi și cineva la distanță, există o comunicare în lumină, prin lumină, de aia se zice fiți în prezent și visați la viitor. Când vă veți întâlni, când nu or mai fi restricții, când o fi eventual o altă lume mai bună, rămâne de văzut. Completați-vă mesajul cum simțiți și cum vreți, pentru că voi trebuie să visați la viitor, dragii mei. Dar nu uitați că există cineva, parte din sufletul, din familia voastră sufletească, care vă protejează, guardian, am zis, cineva vă trimite unde de lumină de la distanță. Frumos. Există o undă de tristețe și eu o am și poate și voi, unii dintre voi, unii, nu toată lumea. O oarecare undă de tristețe pentru lucrurile care se întâmplă în prezent și totuși visați la viitor. Visați că avem această putere de a transforma viitorul prin felul în care simțim și acționăm, dragii mei. Înțelegeți că sunteți, iau-te, 5 de conflicte, 5 de monede, conflicte în relații, eventual șablone relaționale. Cineva e supărat, se blochează niște lucruri, eventual comunicarea cu anumite relații karmice. Da, vorbeam de comunicare și a apărut valetul de spade. Vărsător, soare, lună. Iată, lumea, unde e? Că tot am vorbit de cineva la distanță peste hotare. A apărut lumea, dar lumea e la invers.
Nu puteți să veniți în apropierea acestei persoane din cauza unor situații. Din acest motiv trebuie să visați. E o lecție neîncheiată. Încă nu s-a încheiat această lecție. Vărsători. Și chiar dacă nu e vorba de cineva la distanță, e o lecție pe care încă n-ați învățat-o voi sau partenerul vostru. Doi de monede, ce zic eu, monede când se îmbăte? Nu știu. Turnul, ia uite că am vorbit de transformare de Uranus, de Saturn. Puterea. Cinci de monede. 10 de bute, 9 de cupe, bine, măcar acum prezent e bine. Da, zice, fiți în prezent. Fiți în prezent și visați la viitor, pentru că regele de bute manifestă, este un mare manifestor și foarte creativ. Și ce frumos steaua, aici sunteți unii dintre voi. Evident că eu nu asociez steaua doar zodiei vărsătorului, steaua înseamnă mai multe. Dar e bine că apărut la voi, într-un fel sau altul vă regăsesc. Sunteți supărați acasă, unii dintre voi. Da, sunt niște blocaje. Da, interesant. La capătul setului de cărți, valetul de spade și cavalerul de spade. Cineva vrea să vorbească în cazul în care nu sunteți voi aici, că sunt spade, da? Trei cărți care arată, iau de patru dacă pun și magicienul care este Mercur, trei cărți care arată nevoia de comunicare. O comunicare directă, practică, care să ajute să manifestați ceva nou, să vă echilibrați într-un nou început. Visați, visați, dragii mei, că asta face nebunul, visați la viitor și transformația, aveți puterea de a transforma. Am văzut moartea, 10 de spade, durere, dezamăgire profundă, transformare, da? Ați văzut și voi, bănuiesc. Central. Doi de monede, doi de monede. Poate vă gândiți la cineva în semnul, e a doua zodie de foc, ar putea să fie zodia leului, că sunteți atrași majoritatea, avem aici leu, avem și aici exterior. Casa a cincea a leului. Clar, zodia leului poate să fie și berbec, mai aveți și regele de bâte, poate să fie și săgetător pentru unii. Sau cu marcaj, cu planete acolo, da? Vă gândiți, ați vrea să alegeți, ați vrea să mergeți înspre ei, înspre ei. A existat o situație, o despărțire bruscă. Bruscă, asta e provocarea. Probabil acest personaj, nu probabil, mai mult ca sigur, era între voi și altcineva și a trebuit să aleagă. Și acum, ori acel personaj se uită la acest moment în spate, se uită în spate, nu în față, la momentul de abandon, în care și unul și celălalt va simți singur. Poate unul mai mult decât celălalt, dar clar, nici unul, nici celălalt n-a primit această separare plăcut. În trecut ați avut puterea. Puterea, sunteți puternici, ați trecut prin foarte multe, că am văzut moartea și 10 de spade, ați trecut prin foarte multe. Ca majoritatea, fiecare pe domeniul lui trece prin anumite încercări. Că asta e casa 8-a Scorpionului, probabil că ați avut acolo marcaj în casa 8-a Scorpionului, ceva s-a întâmplat, s-a transformat, a fost o luptă a egourilor, dar ia uite, cineva a încercat să vă închidă ori vouă gura, ori voi. Ori voi ați încercat leului să închideți gura într-un fel sau altul. În trecut, casa 8-a. Da, atracția a fost sexualitate, casa 8-a. Nu vorbim de așa ceva. Cum să nu vorbim? Vorbim că dacă există, există. Și totuși, totul a fost trăsnet. Ci atracția a fost trăsnet, dar și separarea a fost trăsnet. Că așa se întâmplă când e Uranus. Și în trecut, poate pentru unii, ați lăsat un semn de pământ în frigânceață pentru acest semn de foc. E foarte posibil. Și semnul de pământ să sufere, a suferit iar, sau evident, poate să fie și invers, că e totuși etalare colectivă, nu uitați niciodată și sunteți multe generații, da? Acum, doi de bâte, puteți să fiți foarte bine voi. Să fiți voi, uitându-vă în trecut la cei pe care i-ați lăsat în urmă, în frigânceață, pentru alte activități, pentru satisfacția emoțiilor voastre, pentru prezent, da? 9 de cupe. Sau pentru acest leu, sau pentru această fecioară, sau nu mai contează zodiile, voi vi le știți când variază, variază. Dar a fost un trăsnet, o reconstrucție este necesară. Aici e provocarea, reconstrucția. Și reconstrucția necesită
Planuri, doi de băt înseamnă planuri. Vă faceți planuri cum să vă extindeți, cum să vă... Cum să vă schimbați? Când vorbesc de schimbat, spun, nu zic transformare, zic schimbat, pentru că e oarecare diferență de nuanță, pentru că aveți 2 de 5 și 5 înseamnă schimbare. 5 în trecut, 5 de monede, poate va afecta și financiar ori pe voi, ori pe ei. Situația. În prezent, influența exterior, aveți 5 de bâte, da? Evident că poate să fie semnul de foc despre care am vorbit mai devreme și care apare într-un viitor, într-o formă sau alta, dar care se luptă sau într-un fel sau altul are conflicte, în legătură cu ce s-a întâmplat între voi. Poate are conflict acasă cu prietenii sau eu știu pe unde, da. Oricum, în prezent aveți 9 de cupe, e drăguț. Ori un semn de apă, în preajma voastră vă învață să vă bucurați. Dragii mei, mare grijă să nu beți. Și tot așa, mare grijă, 9 de cupe e frumos. 9 de cupe e o persoană care își împlinește dorințele, dar există și o variantă negativă. Poate deveni oarecum egoist, da. Poate să se concentreze prea mult pe distracții, pe băutură, pe emoțiile sale și mai puțin pe creșterea, pentru că nouă înseamnă nou, e un număr spiritual. Are puterea să crească spiritual, dar rămâne de văzut, trebuie să aleagă, da? Expansiunea, creșterea sau să stea pe loc cu cupele, da? Cu prietenii și cu satisfacțiile emoționale. Înțelegeți mesajul. În viitor aveți regele de bâte. Vă refaceți pentru că în prezent aveți ca și sfat. Sfatul înseamnă vindecare, vă echilibrați emoțional, vă vindecați. Eventual, unii dintre voi ieșiți în evidență cu regele de bâte și steaua. Ieșiți în evidență pe undeva, probabil într-un cerc de prieteni, ieșiți în evidență. Dar regele de bâte, că poate fi un personaj față de care simțiți pasiune și personajul respectiv simte pasiune, că sunt opozițiile care se atrag, da? Doi opozițiile, da? Care se atrag și se resping și tot așa, e greu cu opozițiile. Mândru. Apare acest rege de bâte într-un viitor. Rămâne de văzut dacă este același personaj care se luptă pentru voi. Pentru că văd într-un final de lună, până la sfârșitul lunii octombrie sau o perioadă pe care o citesc, aveți 9 de bâte, tot semn de foc. Simt că acest semn de foc are totuși niște blocaje peste care nu poate să treacă. Poate reușiți voi să-i vindecați într-o formă sau alta, dar nu vă consumați energiile mai mult decât e cazul, pentru că dacă nu se poate, nu se poate. Ce puteți face acum? Puteți? Ce? Nu, nu. Nu stați în cap niciodată să demonstrați cuiva ceva ce nu poate să vadă. Însă... Da, o să revenim. Asta a fost un mesaj în plus pentru cineva. Revenim și acolo. Am spus că sfatul este să vă vindecați, să vă concentrați pe creșterea voastră spirituală, să sperați, să vă rugați, să credeți. Să credeți că o să fie bine în viitor și pentru voi. Credeți. Concentrați-vă pe misiunea voastră spirituală, creșterea voastră, că am vorbit la 9 de cupe, creșterea voastră spirituală, pentru cei care vreți, că sunt nu toți vărsătorii se vor concentra pe chestia asta, dar să sperăm că totuși majoritatea vor alege această creștere spirituală, că tot vine Saturn despre care am vorbit. Am zis că atrageți publicul sau este cineva în public care vă place? Da, posibil alt mesaj pentru unii, cineva în public care vă influențează, vă atrage casa cincea, da, a jocurilor, a distracțiilor, poate cineva născut în luna mai. A iubirilor, aventurilor, da, personaj într-un mediu creativ, care foarte posibil să vă atragă, mediul creativ are și regele de bâte, să vă atragă atenția. Pentru unii, nu pentru toți. Vedeți până unde sunteți. Influență exterioară ar fi și copii, pentru cei care aveți copii.
Copiii. E o chestiune care ține de copii, de jocuri, de creativitate. Poate că cineva vă învață să fiți mai creativi în abordarea unor situații, în planurile pe care vi le faceți. Da, sunt multe, văd foarte multe pe aici. Dar clar cineva vrea să se lupte pentru voi. Într-o formă sau alta. Să sperăm că se luptă într-un mod creativ. 10 de monede în poziția fricilor. Unii dintre voi aveți o teamă că nu veți avea familia voastră, de-aia zic, fiți în prezent și visați la viitor. Unii dintre voi aveți o problemă că aveți 5, da, 5 de monede și 10. V-ați despărțit de partenerul vostru, v-ați despărțit și încercați să apare și separarea, da, turnul și 5 de monede de partenerul vostru și unul dintre voi ar vrea reconstrucția, reîmpăcarea, variază, ori voi, ori ei. Repet că sunteți un colectiv și nu-mi place să dau scenariile fixe, le creați voi cu informațiile pe care vi le dau. 10 de monede. Vă este teamă dacă ați avut niște probleme financiare, vă este teamă că nu vă puteți redresa financiar. Asta pentru că în poziția dorințelor aveți încă 7 de monede. Pentru unii, vă gândiți la un semn de pământ. Pentru cei care ați fost cu un semn de foc, care vară ni s-a separat de voi, ați lăsat la un moment dat un semn de pământ în spate și semnul de foc vă influențează încă, v-am arătat, dar apare semnul de pământ în poziția fricilor. Poate lor le este frică, poate vouă vă este frică, iar variază, că nu veți mai avea relația aceea frumoasă pe care ați visat-o cândva. Ați visat-o. Pentru că a fost o separare. Ce să mai... Pentru cineva știu câteva persoane, cel puțin câteva persoane care chiar au trăit ceva asemănător. Acum citind mi-aduc aminte de ele. 7 de monede, poziția dorințelor. Vreți să vă analizați resursele, să fiți precauți în investițiile voastre, mai ales că ați trecut prin niște probleme financiare, ca să puteți sălta frumos către 10, că aveți o teamă, că nu știți dacă veți ajunge la 10. Dar, că tot vine criza financiară, fiți precauți cu banii, fiți grijulii, analizați-vă conturile. Unii dintre voi... 7 casa, 7 a relațiilor. Ori aveți un semn de pământ cu care ați avut o relație, clar, clar, cu 10 de monede în poziția fricilor, 10 înseamnă relație de lungă durată, cu care ați avut niște separă, de care v-ați separat la un moment dat unii dintre voi, și ori persoana aceasta așteaptă, ori vă doriți. Da, eu zic că e... Așteptați. Să vedeți cum să investiți în... Da, vreți să munciți, vreți să colaborați cu acest personaj. Unii dintre voi ați fost, veți fi în continuare. Să aveți de discutat cu semnul de pământ pe de-o parte și semnul de foc încă este, ori vă blochează în continuare, ori semnul de foc, specific leul, am senzația, așa simt. Ori dacă discutați, discuția nu poate să curgă suficient de coerent pentru că personajul nu este deschis. Ia, ce mai simt? Da. Un personaj nu se mai poate deschide. În această nevoie de a discuta și a comunica. În viitor, voi, regina de spade, să zicem, semn de aer sau un alt semn de aer, treaba voastră, dar eu văd că sunteți voi. Vreți să colaborați, vreți să munciți pentru independența voastră sau cu cineva semn de pământ care este independent. Dacă a fost o căsnicie între voi sau o relație de lungă durată care a fost în care v-ați separat, clar că apare acest semn de pământ acum singur. Da? Pentru că aici este în poziția fricilor. Înțelegeți logica, da? Frica este legătura care a fost sau care ar fi putut să fie. Apare ruptura și un personaj rămâne singur, singurel. Frumos, venusian. Taur, poate să fie și balanță. Poate să fie orice zodie.
orice zodie. Însă, clar că se vrea muncă, construcție, colaborare cu acest personaj. Însă, eu zic că treaba voastră, ce face, sunt deciziile voastre, alegerile voastre, planurile voastre. Personajul ăsta nu este tocmai convins de ceea ce faceți. Așa simt. Asta pentru că văd că se uită în altă direcție. Se uită în altă direcție și nu că se uită la altcineva. Am senzația că acest personaj se concentrează, e nou, alt număr spiritual. Pe creșterea sa personală, pe dezvoltarea sa personală. Dar asta ține mai mult de luna noiembrie. Hai totuși, ia să le pun la loc, în principiu. Deci, ca și final pentru octombrie, cei care vezi soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord, învărsător, apare un blocaj. Aș vrea să clarific, hai să clarificăm. Acest nou de... hai să clarificăm mai întâi 5 de monede. 5 de monede, clarificăm. Cine pe cine a lăsat în urmă? 3 de cupe, a fost un triunghi amoros. Asta puteți să negați. Cine nu a fost, nu a fost, dar unii chiar ați fost. Probabil citesc pentru cei care ați fost într-un triunghi amoros. 3 de cupe. Ia să vedem, ia. Clarificăm și 9 de cupe. Am văzut zodia taurului pentru unii, am văzut marele preot. Ia uite, tot apare 4 de monede. Clarificăm 9 de cupe în prezent. 9 de cupe. Vreți să vă transformați viața și să vă împliniți de dorințele. Asta înseamnă 9 de cupe și moartea. Aveți probabil marcaj în scorpion sau în semnă de apă unii dintre voi. Ah! Sau, posibil pentru unii, un semn de apă vă transformă viața într-un fel sau altul. Fost o adicție pentru cineva. Adicție, obsesie, secret pentru un suflet pereche. Acum că e sufletul vostru pereche, că e sufletul partenerului, iar poate să varieze. Mai dăm pe 3 de cupe. Adică 3 de cupe poate să fie și o împăcare cu personajul pe care l-ați lăsat sau v-a lăsat. 3 de cupe. În secret. Da, a fost un triunghi amoros în secret. În secret. Da. Lună, iar, scorpion, semn de apă. Da, nu neapărat semn, marcaj. Marcaje pe acolo. Un triunghi amoros în secret. Și din cauza aceasta, unul dintre voi s-a simțit abandonat. Clarificăm 5 de băte exterior. Că steaua este foarte clar ce înseamnă. 5 de băte, da? Cineva plânge. Cineva a plâns în exterior. Cineva a plâns după. Plânge după acest triunghi amoros, după cineva. Mai dăm o carte. Voi sunteți aici? Regele de spade, nebunul și eremitul. Mai dăm o carte pentru 5 de băte. 5 și 5, mai mult 5. 5 de monede, 5 de băte, 5 de cupe. Încă o carte. Și am văzut și marele preot la un moment dat. Spânzuratul. Lucrurile au stagnat în relație cu acest personaj. Care plânge într-un fel sau altul. Sau a plâns în această perioadă de stagnare. Și acum cu acest 5 de bute ar lupta. Dezamăgire. O injustiție. Mai dăm o carte.
vrea să comunice cu voi. Mai dăm cu carte. O situație care consumă. Foarte, foarte ciudată situația de aici. Sunt foarte curioasă cum îmi veți povesti că rezonează în viața voastră. Sper că mă auziți, da? Multe responsabilități, lacrimi, ceva nu a mers la un moment dat. Cineva se luptă și ar vrea să comunice, da? Ați văzut cărțile. S-a oprit la comunicare cavalerul de spade, regina de cupe. Dar vrea să spună, să-și exprime sentimentele. Eventual, ar fi frumos. Pentru unii. Ce înseamnă șapte de monede? Clarificăm. Șapte de monede. Poziția dorințelor. Cavalerul de cupe. Invers. Așteptați pe cineva să investească în relația cu voi? Dar cavalerul de cupe a venit invers. Dacă investește, nu investește emoțional. Sau cineva, da, nu investește emoțional. Poate doar financiar. Poate doar financiar. Nu, ce cărți ciudate. Clarificăm șapte de monede. Asul de cupe. Deocamdată nu investește emoțional. Așteptați? Așteptați dragostea asta. Din partea cuiva. Posibil cu marcaj în semn de pământ. Așteptați. Dar nu e obligatoriu să fie marcaj în semn de pământ. Cineva nu vă oferă dragoste și voi stați și așteptați. Nu știți dacă să investiți sau să nu investiți. În ce altă relație să mai investiți? Voi așteptați această cupă de dragoste. Depinde și pe unde aveți planetele, prin ce case. Cineva e singur, singurică și totuși, deși are multe calități și e foarte apreciat, plânge noaptea, se simte singur, singură, ar vrea să o ia de la zero, ar vrea să-și schimbe energiile, să-și atragă marea dragoste, regele de cupe. Această mare preoteasă poate să însemne și secrete, poate să însemne și intuiție și creștere spirituală. Variază mesajul, evident că variază. Puteți să fiți voi, că e semn de aer, da? Care vă faceți griji și totuși în public să arătați foarte bine, absolut superb, da? Și totuși să vă doriți un început, să vă doriți creștere spirituală, transformare, transformarea energiilor. Căutați, încercați să vedeți în astre și în cărți când vă întâlniți cu acest rege de cupe. Că unii practicați. Știm sigur asta, da? Regele de bâte. Triunghiu. Și semn de pământ și semn de foc apare. Poate este semn de pământ cu ascendent sau cu planete în semn de foc. Evident că variază. Însă, trecând peste acest mesaj, dacă vreți să vă echilibrați financiar, că aveți 5, 6, 7, ați văzut mai departe, 8, 9, 10, vreți să vă echilibrați și financiar, trebuie să vorbim și de lucrurile astea. Dacă sunteți într-un cuplu, vreți să lucrați un pic cuplul ăla, cum am zis mai devreme, să-l echilibrați. Trebuie să vă regăsiți pasiunea, încrederea, creativitatea, că tot am vorbit de creativitate, poate cineva vă inspiră într-un fel sau altul. Nouă de bute. Oh, aici sunteți voi, nu? Iar a apărut, a mai fost și mai devreme, regina de spade și nouă de bute. Vreți să vorbiți cu cineva care v-a blocat sau care nu își deschide sufletul față de voi și acest nouă de bute, repet, poate să fie și ascendentul cuiva și martele și multe. Ia.
ați vrea să mergeți mai departe și să lăsați, frumos ar fi să lăsați în urmă această obsesie pentru cineva din trecutul vostru, ex. Amândouă cărțile reprezintă fuști. Frumos ar fi să mergeți mai departe către destinul vostru și ce înseamnă asta, destinul vostru, vindecarea voastră. Chiar dacă asta implică, dacă astfel de cupe înseamnă și vindecarea voastră, chiar dacă asta implică uneori singurătate, asta e. Eu v-am dat destule mesaje, destule variante. Vă rog să-mi spuneți cum rezonați cu ele. Ar mai trebui ceva să clarific? Doi de bâte. Doi de bâte. Vreți să alegeți să munciți ea, nu știu câte carte de monede, semn de pământ în mod special. Vreți să alegeți să munciți în transformarea voastră financiară, evident, dar și într-o relație. Să vă temperați, să vă echilibrați, ia uite. Vreți să lucrați căsnicia sau relația de lungă durată, că tot aveți gardianul, da? Unii dintre voi. Guardian of the Soul Family. Am mai văzut marele preot. Dacă voi sunteți aici cu cineva născut în luna mai, posibil Taur, vreți să echilibrați situația. Să înțelegeți lecția oare? Ar fi frumos să înțelegeți. A fost o tăcere la un moment dat între voi. Iar vă semnul de pământ. Cum, ce să zic, că sunteți voi care suferiți, că sunt ei, poate să varieze, puteți foarte bine să suferiți amândoi. Asta e. Lucrați la această, la reconstrucția acestui turn, la această separare care a fost. Temperanță, aveți răbdare, vindecare, asul de cupe înseamnă vindecare. Da. Pentru că a fost o tentație. Un semn de foc, în mod special, v-a tentat la un moment dat, ori pe voi, ori pe ei. Cam atât deocamdată. Poate pe ei un semn de apă și pe voi un semn de foc. Bine, variază, evident. Cam atât deocamdată vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă iubesc și pe voi, evident. Spuneți-mi, povestiți-mi din toate mesajele pe care le-am dat, cu care ați rezonat, care vi se potrivesc și pe care le-ați îmbrățișa și le-ați dori să le manifestați. Vă pup! Pa, pa!